Spune bună, spune ia. Salut, sunt Delica și astăzi, după cum poate v-ați dat deja seama, mă aflu în Grecia, am ajuns înapoi, sunt foarte obosită, dar... astăzi o să facem back to school supplies haul-ul pentru că mâine începe școala. Asta vă face astăzi, eu sper să vă placă. O, și pe Eva aici. Așa că dați un like pentru Eva. Nu pentru că începe școala, dar pentru Eva. Ok. Începem? Da! Bun! Ghiozdanul de anul ăsta. Ghiozdanul îmi place tare mult. E de la Polo. Și am primit unul exact la fel, însă cu un singur compartiment așa mare pe un mob lila așa deschis. Nu era urât, însă fiindcă l-am primit, am avut posibilitatea de a-l schimba cu o culoare care îmi place mai mult. Și l-am ales pe ăsta și ăsta are și două compartimente și acum o să vă arăt ce se află înăuntru. Are și bandana asta. Nu știu, n-am văzut niciodată ghiozdane din astea în România și aici în Grecia sunt foarte populare. După, mi-am luat și câteva caiete, mai am nevoie de o mulțime de caiete, sunt sigură, dar am acest caiet. Toate sunt cu spirale și toate sunt așa dictando și ăsta are două subiecte. După am astea care sunt exact la fel, sunt doar aici pe coperta arată un pic diferit. Îmi place că sunt plastifiate, adică e plastic, carton și foile sunt destul de multe și după chestiile astea care separă subiectele sunt super pentru că poți să le apuci de aici și nu mai zic că au pe față chestia asta unde poți pune fișe sau foi și e foarte utilă pentru mine, pentru că noi la școală... Da, folosim foarte multe coli, fișe. Folder, pentru că, după cum am spus, folosim foarte multe fișe. Și ăsta... Și că e reciclat, dar, în fine, pur și simplu îmi place foarte mult. Și aici am mai ascuns niște chestii. Astea sunt niște semne de carte și sunt foarte bune pentru că... Și am luat și un set de geometrie, însă pentru că eu le-am adus chestia astea din România, adică m-am calat din România, aici în Grecia, pe ele. A trebuit să le desfac pe multe dintre ele, adică să nu le mai las în ambalaj. Și mi-am luat așa un set de geometrie, are și un compas pe care o să-l vedeți imediat. Da! Și ultima chestie din buzunarul ăsta este această agendă. The Classic 100 Days Notebook. În fine, e drăguț. Are 100 de pagini. O să vă arăt și o chestie mai pe aici. Am niște creioane pentru că sunt în clasa 8-a și e logic că am nevoie de creioane colorate. Un iluminator de ăsta highlighter de subliniat și este gigant. Este giganul, ceea ce este foarte util. Chestia este că are un miros și erau mai multe culori. Fiecare cu mirosul lui. Fiecare marker, să zicem. Și fix ăsta, care este cea mai bună culoare de subliniat, miroase cel mai rău. Eva miroase. Ce culoare e ăsta? Galben. Da, e galben. Niște creioane. Sunt simple, sunt ieftine, dar sunt creioane, ceea ce... Da, nu e ca și cum scriu cine știe ce cu creioane, așa că nu mă... Am luat și niște pixuri colorate, le-am desfăcut deja pentru că văd cum e la ele. Adică m-a filmat odată haul-ul ăsta, însă nu avem ghiozdanul și încă niște chestii, așa că da. Și sunt 10, sunt multe culori, adică sunt destul de multe culori, dar nu știu, roșu și verde. Mi-am luat și un penar, ăsta e de la Sinsei. Restul lucrurilor sunt de la Jumbo, dacă vă întrebați. Și acest penar are înăuntru deja niște chestii, adică compasul din setul de geometrie. Am niște pastă așa corectoare, bandă corectoare, mai bine zis, am două. Am cele mai bune pixuri din lume pe care din păcate nu le găsești în Grecia, așa că de-aia mi-am luat un pachet mare. Aș putea să-mi iau două pachete. Da, astea sunt pentru la școală, Eva. Și am și niște gume așa de șters pentru creioane, adică e o gumă și o pui așa pe capătul creionului. Și arată așa, nu știu, sunt drăguțe. Și acum am ajuns la ultimele chestii. Avem în acest mic buzunar un dezinfectant pentru că școala e școală și oamenii sunt murdari unii dintre ei. Și de asemenea, un pachet mare de siruțe rămele, adică mai mare decât unul mic.
Și acum va trebui să plec pentru că a venit o prietenă la mine, dar am luat și niște pinuri de pus pe ghiozdan, poate le-ați văzut și în hall-ul de România. Le-am găsit pe alea pe care am zis că le-am pierdut, astea sunt de la Cărturești, celelalte sunt de la Sinsei. În fine, sunt foarte drăguțe și abia și să mi le pun pe ghiozdan. Și cum s-a văzut, eu sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, lăsați un like videoclipului, un share pentru un vă sugerim că să mă ajuta foarte, foarte, foarte mult și mă abonați la canalul meu. Asta o să ne vedem data viitoare. Pa!